Cei doi cetățeni turci au coborât dintr-un automarfar, iar înainte de efectuarea controlului de frontieră au escaladat gardul ce împrejmuiește incinta punctului de frontieră. Potrivit polițiștilor, cei doi intenționau să intre în țară fără efectuarea formalităților specifice. În urma verificărilor s-a stabilit că bărbații în vârstă de 22 și 27 de ani nu dețineau documentele legale pentru a intra în țară. Aceștia au declarat că au recurs la această metodă deoarece doreau să ajungă în Germania, la rude. Polițiștii de frontieră au întocmit Acte de cercetare penală pentru săvârșirea infracțiunilor de complicitate la intrarea în țară prin trecerea ilegală a frontierei de stat.